faci cu cui. Adică te lovești de tot felul de obiecte din camera aceea și cauți ce cauți tu acum? Rezolvare. Adică întrerupător. Da. Nu? Întrerupător, asta e toată povestea. Și ce să vezi că nici ușa nu ai reușit să o nimerești în clipa asta. Dar știi că sigur că trebuie să intri. Și după întrerupător alergi din la bun început. Îți trebuie ideea. Acum fugi spre ce înseamnă area unui triunghi. Începi să-ți cormonești. Măi, de ce mi se dă area? Cu cine este area unui triunghi? Hai să vedem dacă mi-amintesc. Area unui triunghi egal cu baza ori înălțimea supra 2. Ia să zic și noi așa. Deci area unui triunghi. Baza ori înălțimea supra 2, da? Dacă ar fi să nouă ni se dă ce triunghi? ABC. Așa, ia să zicem, area lui ABC. Nu. Încearcă să spui, dar să te agăsc cum trebuie de problema. Eu ce aș propune să mergem să scrim area triunghiului. Deci area triunghiului ABC egal cu? Baza ori înălțimea, adică... Dar nu avem înălțimea. Putem să ducem înălțimea? Sigur că da. Deci nu, e dreptul tău. Așa. Și notăm cu... G. G. Deci vine baza. Deci în BC. BC. Ori AG. Da. Supra 2. Corect. BC ori AG supra 2. Ai putea să duci la triunghiul celălalt. Egal cu 8. Și egal cu 8. Ca și de aici putem afla BC ori AG. Decă, te rog. Și rezultă că BC ori AG egal cu 8 ori 2. 8 ori 2. Și egal cu 16. Centimetri pătrați. Că suprafața se bă, metri. Deci știi de ce? Sau centimetri pătrați. Nu știu cât e. În centimetri e dată, nu problemă, da? Știi de ce pătrați? De ce area, lungimea se măsoară în centimetri? Pur și simplu, nu? Și ăștia în pătrați. În... Din ce motiv? Păi două dimensiuni. Centimetru aici și mulțit cu centimetru din partea asta, că BC este o lungime. A, și centimetru, centimetru e egal centimetru cu centimetru la doua. Da. Deci, ăsta e motivul, așa, ca să înțelegem bine. Da. Acum, ai BC ori AG, nu? Da. E scris. Hai să scrim și area triunghiului DEF. Notăm cu Q. Așa. F. Da. Ori de Q. Așa. Supra 2. Te-ai putea, ai putea scoți F ca și dincolo așa ca, să spunem, ca o reacție de moment. Ca așa te-ai grăbit aici, BC ori AG, nu? Da. Egal cu 16. Ai putea să spune de ce a rezultat. Eu n-aș fi scos aici, dar dacă tu ai făcut-o, nu te-am întrebat. Eu nu intervin deloc peste inițiativa ta, observi, da? De ce? Vreau să vezi, vreau să tu să te conduci, să-ți conduci raționamentul, să vezi unde te poți opri, să vezi. Deci trebuie să ai inițiativă, trebuie să hotărești tu. Aici ai lăsat așa, ce ai de gând să faci mai departe? Aici ai folosit că știai că valoarea are, că e 8, da. Nu? Și ai scos asta... Că ai vrut să vezi așa cât este produsul ăsta. Dar ar trebui să scoți F și DC DQ DQ
în funcție de BC și AG ca să poți să le înlocuiești, pentru că să apare produsul ăsta, nu știu ce să zic și eu, ca în final să poți calcula area asta. Îți apare pe undeva EF la tine, pe șirul de rapoarte? Da, aici. EF. Și EF și mai, și mai încolo, și egal cu 2, zice acolo. Da, BC suprafâie. Ar merita să folosești BC suprafâie, că e egal cu 2 și scoți pe EF. De aici, în funcție de BC. A. Nu? Da. Deci BC supra F egal cu 2 și rezultă că F da egal cu BC supra 2. Așa. Bun. Și îți place tare că ai așa ceva. Da. Dacă mă găsești pe DQ. Păi DQ nu cred că îl găsim, că e în alții. Nu-l ai. Așa este. Dar totuși tu ai curaj și ar trebui DQ în funcție de cine? În funcție de F sau... DQ în funcție de ce cunoști în relația de AG, că pe BC în funcție. Da, da. Deci aici e foarte interesant. F l-ai pus în evidență, nu? În funcție de BC și spui dacă aș putea pe DQ să-l am în funcție de AG, dacă aș putea pe DQ să-l am în funcție de AG, atunci l-aș înlocui pe DQ în funcție de AG. Și ce mult mi-ar conveni, că eu știu produsul BC ori AG și aș fi fericită, spui tu acum. Da? Dar cum? Te întorci în figură și poate îți vine în minte vreo chestie. Deci ar trebui să se lege AG cu DQ. Și cum să facem noi acolo? Are legătură cu AB egal cu 2DE? Nu știu. Eu nu am decât cum să spun, curajul să te îndemn să îndrăznești. Uite A, D, D, Q, unde intră? În... Vezi tu dacă găsești un triunghi în care îi se intre D, Q și dincolo A, G. A, gata, știu. D, Q, F, e triunghi asemenea cu A, G, C. O, ce motive ai? Păi... ar fi unghiul ăsta, că e de 90 de grade. Așa. Unghiul F cu C. Foarte tare. Și atât. Suficient. Dacă ai două unghiuri da. Congruente, gata, da. Sunt asemenea. Chiar așa. Ia să încerci tu să vezi. Și atunci poți să scrii raportul de asemănare și te vei fi da. Foarte fericită. Adică și raportul de asemănare e de Q supra AG. Wow. Și Q F supra G C și D F supra A. Oh, D F supra acela supra A. Ce îți place? Că l-ai pe D F pe A C undeva, prin șirul de la parte. D F supra... E A C supra D F. Corect. Și îți place foarte tare. Deci de acum ideea s-a ansamblat așa cât de cât. Îți dai seama că ai pornit bine și spui, uite ce chestie. Deci am curaj acum. Se pare că am șanse să o fac. Problema. De, concret, eu vreau să găsesc area triunghiului acesta, dar în funcție de ce mi este dat de area triunghiului de mai înainte. Da. Ce mi intră în triunghiul? EF și DQ. DQ. Dacă aș putea pe EF în funcție de BC și am reușit. Da. Da? EF în funcție de BC. Și acum s-a impus cu necesitate. Foarte tare. Ești trimisă. Dacă aș putea și pe DQ tot în funcție de AG, da. Le-aș înlocui și mi-a reușit treaba foarte bine. Și atunci tu te... Aici a fost momentul să duci... De fapt, te-a redus înălțimile. Da. Și atunci te-ai întrebat oare nu pot eu în continuare să văd o asemănare ca să-mi intre AG supra DQ și asta te-a trimis pe triunghiul acela. Ia să zicem și noi, luăm dincolo și trecem, sau dacă nu, unde poți putea să scrii neapărat din coace.
Vezi ce triunghi? Care triunghi? Da, mai întâi trebuie să scriem că am dus înălțimile. Așa. Deci de ce? Deci eu... Așa? În triunghiul... Da. DF. În triunghiul DF. Spunem? Că DQ perpendicular. Da. DQ perpendicular pe... DF... Nu, F. Pe F. Și în triunghiul ABC... AG perpendicular pe BC. Bun. Și putem să mai scriem că astea două sunt sunt asemenea și din asta... Deci fie triunghiurile. Deci fie triunghiurile. ABC. Așa scrieți, fie triunghiurile. Fie triunghiul ABC și... Nu, nu spui de data asemenea. Trebuie să ai motiv. Păi nu că... Din ipoteză, AB cu D e F și după aia din astea rezultă că celelalte păi două... Păi îți rezultă tu, dacă spui deodată asemenea, corectorul spune de unii sunt asemenea asta. Păi din ipoteză. Asta. Că triunghiurile acestea erau asemenea, nu? Da. Bun, dar pe tine nu te interesează noile triunghiuri când ai dus înălțimea. Că tu cu asta te ocupi acum. Despre asemănarea ce ai scris-o mai înainte. Deci care triunghiuri ți întreții acum în atenție? Despre ce triunghiuri ai tu de gând să vorbi? DQF și AGC. Așa? Deci fie triunghiurile. După ce ai spus că sunt înălțimile, nu știu ce, da. S-au format aceste triunghiuri. Deci fie triunghiurile. Le vede și el corect. DQF și AGC. Acolade. Ele au. Cele două triunghiuri au. Unghiul Q congruent cu unghiul D. Q congruent cu unghiul G. G. 90 de grade. Corect. E destul din, prin construcții, că e destul din înălțimea. Și unghiul F. Da. Congruent cu unghiul C din asemănarea lua ABC cu DF. Așa. Din ipoteză puteai spune. Da. Pur și simplu, IP în paranteză ca să nu mai scrii. Da. Deci, ipoteză să o vadă el, că e vorba de asemănare și tot. Spun, m-am folosit de asemănare care a însemnat unghiile cele congruente. Da? Din astea două suficiente. Și rezultă? Conform cazului de asemănare. Unghi-unghi. Da. Conform unghi-unghi. Rezultă acum că triunghiurile rezultă că triunghiurile luate în discuție, adică triunghiul DQF da este congruent nu are congruent congruentă asemenea cu triunghiul AGC. Așa. Fiind asemenea deci triunghiurile fiind asemenea rezultă că îți permiți să scrii raportul de asemănare. Da. DQ pe AG egal cu QF pe GC egal cu DF pe AC. Ia să ne uităm să nu greșim. Deci DQ DQ spre AG egal cu DF spre AC, că asta ne interesează. Da. DF spre AC. Ai scris corect? DF spre AC. Corect. Și DF pe AC îl știi aici, da, undeva. Aici. Este invers raportul. Da. Atunci, valoarea lui, cât este acum? A raportului, dacă e răsturnat. 1 pe 2. 1 pe 2. Deci egal mai departe cu 1 pe 2. Și acum ți trebuia ce? QF cumva QF îți trebuia în funcție de F și DQ. F F știm.
DQ îmi trebuie. Așa? DQ față de AG. Așa. Deci raportul DF supra... DQ supra AG ăsta. Așa. Și luăm DQ supra AQ. Egal cu 1 supra 2. Și acum scoți pe... Îl scotim pe... DQ. DQ. Deci de acolo DQ va fi egal cu... AG supra 2. DQ va fi egal cu AG supra 2. Și ce faci acum? Înlocuim. Exact. Deci area triunghiului care era, de care te interesezi tu... Lui DF egal cu... F e BQ supra 2. Așa. Ori AG supra 2... Da. Și totul pe totul 2. Supra 2. Și că mai departe cu. Supra? 2. De ce 2? Doar nu e adunare. Atenție mult. A, supra 4. Atenție mult, că simplă greșeală de asta dă totul peste cap. Da. Deci nu ai voie face distinții între adunarea fracțiilor și mulțirea fracțiilor. Și egal cu BQ. Dar cine este BQ ăla ce? BQ supra... Așa, supra... Area lui ABC. A, nu. Supra un 2. Da. Dar voiam să scriu așa, supra 4, împărțit la 2. Așa. Și după aia e egal cu BQ ori AG, supra 4, ori 1 pe 2. Corect, așa îmi place. Și din asta rezultă că BQ ori AG